Patricia Graure vă prezintă știrile HD365. Bun găsit la știri! Instituția prefectului județului Hunedoara a stabilit împreună cu Direcția de Sănătate Publică, după consultări cu autoritățile publice locale, 13 centre unde se va administra populației vaccinul anticovid-19. Sunt săli de sport și locații cu suprafețe mari, care vor putea să asigure măsurile de igienă și distanțare socială. Centrele de vaccinare vor fi pregătite din punct de vedere sanitar în următoarele zile pentru primirea locuitorilor județului Hunedoara care doresc să se vaccineze. Localitățile unde vor fi funcționale centrele de vaccinare sunt Deva, Hunedoara, Brad, Ilia, Orăștie, Petroșani, Lupeni, Hațeg, Petrila și Călan. În Valea Jiului este vorba despre sala de sport a fostei școli numărul 5 din Petroșani, unde se vor vaccina locuitorii din Petroșani, Bănița și Aninoasa, despre fosta policlinică din Lupeni, de pe strada Avram Iancu. Aici vor fi vaccinați oamenii din Lupeni, Uricani și Vulcan. Și, tot în Valea Jiului, la Petrila va mai fi un centru, în incinta fostului spital de boli cronice de pe strada Tudor Vladimirescu. Autoritățile județene și locale vor informa locuitorii județului Hunedoara despre modalitatea în care va fi administrat vaccinul, imediat după ce acesta va fi disponibil în România. Din partea instituției prefectului, coordonatorul medical al acțiunii de vaccinare este doctorul Ștefan Repede, medic primar epidemiolog. Minele Paroșeni și Uricani nu mai există, iar ultimii mineri dintre cei care au lucrat acolo sunt acum pe punctul de a pleca definitiv din sistem. S-au disponibilizat și sunt ultimele lor zile la societatea de închideri de mine. Mai mult de jumătate din efectivul din acest an al societății de închideri mine s-a disponibilizat la începutul acestei luni. Ultimele două unități miniere s-au închis și au fost demolate, iar directorului actual îi place să spună că a și dat firul ierbii pe terenul pe care cândva a fost o mină. Oamenii însă nici nu mai vin în preaviz. Din 2 decembrie am 43 de oameni în preaviz. Preavizul trebuie făcut la locul de muncă cu prestare de post sau concediu legal. O parte din ei sunt în concediu legal pentru că au și câte 20, chiar 40 de zile de concediu. Din care 20-21 are luna asta își vor face concediu și cine depășește numărul de zile de concediu va trebui să îi le plătim. Și asta facem conform legii. Ceilalți sunt la servici. Cu data de 1 ianuarie, liber cu 4 ianuarie, nu mai am decât 30 de oameni în efectiv. Cei 43 vor pleca cu disponibilizare. Angajații de aici pleacă cu plăți compensatorii și un salariu net de 27.000 de lei. Vor beneficia 2 ani de zile și de sume compensatorii. Cei care rămân vor gestiona modalitatea de predare a terenurilor către administrațiile locale. Nici o clădire dintre cele care au existat la mina Paroșeni ori Uricani, deși puteau fi considerate de patrimoniu, nu a mai rămas nedemolată. Cel puțin 30 de centimetri are în acest weekend stratul de zăpadă la munte, iar la Straja, spre exemplu, 70% din locurile de cazare sunt ocupate. Merg și instalațiile de transport pe cablu și administratorii pârtilor susțin că și în Parâng vor încerca să le ofere turiștilor un prim strat pentru schi. În Parâng merg ambele telescaune, însă administratorii domeniului spun că încă nu au scos și tunurile de zăpadă. Asta, deși stratul de zăpadă este unul consistent și se așteaptă ca lumea să iasă la schi și în acest weekend. Toată lumea este pregătită, sunt pregătite telescaunele, funcționează ambele telescaune. Acum așteptăm doar zăpada. Ca să depună stratul de bază, să putem intra la, să nivelăm pârtile și să dăm drumul la sezonul de schi. Cu început astăzi, se pare că vine și zăpada și vom avea un sezon bun. Tunurile de zăpadă nu sunt în momentan pornite, pentru că este stratul de bază degeaba. Nu putem face zăpadă pe toată lungimea pârtii B și astea. Le avem împărțite, acum așteptăm să măcar stratul de bază să depună ca să putem da drumul la tunurile de zăpadă, de pe P-ul. Așa este. Când începem să batem pârtile? În funcție de cât ninge. Și dacă în Parâng lucrurile se urnesc mai greu, la Straja sunt așteptați în acest weekend mii de oameni. Salvamontiștii spun că au pornit tunurile de zăpadă și că se schiază pe toate pârtile. Stratul de zăpadă natural depășește undeva la 30 de centimetri și având în vedere că în zilele trecute s-a lucrat la zăpezire artificială, putem spune că 90% din zona
schiabilă Straja este funcționabilă și mai mult ca sigur că toate instalațiile pe acest sfârșit de săptămână vor fi pe o scară de 1 la 10, pe nota 10. Și pentru că la Straja sunt așteptați mii de oameni, salvamontiștii le atrag atenția tuturor că de la telegondolă la teleschiuri, dar și pe pârtie, au de respectat o serie de măsuri de protecție. Distanțarea socială, portul cagulelor sau a măștilor la zonele de îmbarcare, spre fericirea proprietarilor de instalații de transport pe cablu, zona a permis încât accesurile la instalații să poată fi dirijate în așa fel încât să nu se creeze aglomerație și pentru a se putea păstra o distanță suficientă pentru a ne proteja în adevăratul sens al cuvântului. Iar odată ce vorbim de zona schiabilă, automat, datorită tipului de alunecare pe zăpadă, nu putem vorbi de o distanță mai mică de 3 metri față de schior. Nu, schior nu poate vira sub un metru în spatele celuilalt aflat în coborâre pe zona schiabilă, drept care, din punctul nostru de vedere, suntem mai mult decât siguri că se vor putea respecta toate normele necesare practicării acestui schiu fără a pune în pericol ceilalți. În stațiunile de munte din Valea Jiului a nins de la finele săptămânii, așa încât turiștii sunt așteptați la prima tură cu schiurile Sania sau Placa. În Alta Curte de Casație și Justiție a decis joi 10 decembrie retrimiterea dosarului Mineriadei din iunie 1990 la parchetul general. Decizia instanței este definitivă. Dosarul în care sunt cercetate acțiunile minerilor din 90 se află în fază de cameră preliminară încă din anul 2017, iar în anul 2019 instanța a decis retrimiterea dosarului la parchet. Acum dosarul va intra în atribuția secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, în contextul în care unul dintre învinuiți este generalul Mugurel Florescu, fost șef al Direcției Procuraturilor Militare în iunie 90. Este vorba despre dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, când fostul președinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman și directorul de atunci al SRI Virgil Măgureanu au fost trimiși în judecată în iunie 2017 pentru infracțiuni contra umanității. La 30 de ani de la aceste evenimente tragice, justiția nu a găsit niciun vinovat. La ultima vizită în Valea Jiului, generalul Dan Voinea, procurorul care a instrumentat cazul, a făcut următoarea declarație. Am găsit un jurnal istoric și un jurnal de luptă al unității militare care a fost folosit atunci la Mineriadă, un jurnal ținut de generalul Șchiop, care era locțitorul șefului de stat major al armatei. În care acolo scria în ziua de 13 iunie 90, de exemplu, l-a pictat pe domnul Ion Iliescu pe ore, că jurnalul așa se ține pe ore. Ora cu tare, domnul Iliescu solicită 100 de militari să acționeze în anumite zone. Ora cu tare, domnul Iliescu solicită 12 taburi să acționeze în zona Ministerului de Interne. Ora cu tare, domnul Iliescu ne cere să acționăm cu gaze lacrimogene. I-a recomandat domnul președinte, nu folosească armata, că nu e cazul. Domnul președinte insistă. Și așa aveam conducătorul practic al represiunii și atunci am făcut dosarul, am zis, gata, mă opresc aici. L-am audiat pe Cosma, care a confirmat, a avut o atitudine sinceră și a dat o declarație lămuritoare, să zic așa, cu privire la toate acțiunile la care a fost solicitat atunci să participe și în felul ăsta eu cred că în ce privește dosarul de Mineriade de care m-ați întrebat este lămurit din toate punctele de vedere.
Procurorul Voinea spune că dosarul Minereadei este unul complex cu multă încărcătură politică, care a făcut ca România să sufere. În plan intern, Minereada din iunie 90 a reprezentat o perioadă de lipsa libertății presei prin prezentarea unilaterală la unica televiziune din acea vreme, doar din punctul de vedere al puterii FSN, pentru că a fost împiedicată apariția ziarului România Liberă. Studiile partidelor de opoziție au fost devastate. Puterea FSN nu a reușit să genereze probe cu care vreuna din persoanele arestate să fie condamnată în justiție. În orașul în care blocurile se prăbușesc, măcinate de vreme, primarul Nicolae Dunca a semnat un acord de finanțare de 1 milion de euro, bani cu care va reda vieții orașului o clădire ce a aparținut cândva minei. Ce spun oamenii cărora le este destinată clădirea, am aflat direct de la ei. Domnul primar spune că va face aici un centru de zi pentru oamenii. Bine, e foarte bine. Știați de el? Nu, am auzit acum vreo 2 ani. Și? Aveți? E foarte bine să fie. Ați lucrat la mină? Da, aici am lucrat 20 și ceva de ani. Cum vi se pare să mergeți acum să vă relaxați acolo? Păi bine, mai îndreptăm oasele, reumatismurile. Clădirea de acolo de sus, în centru pentru vârstnici, centru de zi, în care oamenii bătrâni să vină să mai stea ziua. Ce părere aveți? Dar cine o transformă? Primarul! Am o părere bună dacă face treaba asta, că păcat de clădire, că e destul de recent construită și să dărâm așa. Ce să spun? Lava lui. Nu ați fi încântat să mergeți acolo? Da. Unde mergeți acum în timpul liber? Nu, să plimbă. De cât nu știu nimic. Dar ce părere aveți dacă va fi acolo un centru pentru oameni? Cred că ar fi un lucru bun. Are nevoie anii noastră de așa ceva? Ar fi un lucru bun, ma. Problema glavnă că aici cam toți sunt familiști. Bătrâni. Da. Ce sunt eu câțiva care sunt din cirul 4-5. Părerea mea că n-ar fi rentabil. Lucru bun asta, dar n-ar fi rentabil. Ce fac? Să nu mai stea pe loc. Să le căciu și eu bătrân și singur. Eu n-aș sta și eu să am ăsta. Și eu am gaz, am căldură, să am, cum să spun eu, medici, ce ai de mine, cum să nu stau? Pensia mea aș da să-mi dea și mâncare. Și în ciuda acestor opinii, primarul crede că oamenii din oraș sunt foarte încântați. Această clădire se reabilitează total, se va face modernizarea interior și exterior, se va duce gaz, apă, curent, tot absolut ce este nevoie și se va face o bază în care toți pensionarii din localitatea Ninoasa pot să-și petreacă timpul liber, să socializeze, să facă mișcare, o să fie și o sală de sport, o sală de lectură, o sală de jocuri, un mic jacuzzi pentru recuperare. Deci o să fie toate facilitățile pentru pensionarii noștri unde să-și petreacă timpul liber. I-ați luat și lor părerea, ce zic? Da, sunt foarte, foarte mulțumiți pentru ceea ce am făcut pentru ei, pentru că noi am la dezbaterea publică am solicitat părerile cetățenilor și toată lumea ne solicitau astfel de loc pentru recrearea pensionarilor. Potrivit proiectului, va fi refăcut imobilul de pe strada uzinei numărul 1 prin termoizolarea fațadei, montarea de tâmplărie termoizolantă, reabilitarea sistemului de încălzire și climatizare, dotarea cu mobilier și echipamente conform destinației, implementarea unui sistem de management pentru monitorizarea și controlul sistemului de încălzire, prepararea apă caldă, monitorizarea consumurilor energetice. Valoarea totală a investiției este de 4.334.472,88 de lei, din care 4.247.783,31 de lei fonduri nerambursabile. Am făcut licitația pentru centru de zi pentru persoane vârstnice cu componentă nerezidențială, deci este pentru timp de zi. Am organizat licitația pentru atribuirea lucrării, s-a câștigat lucrarea de către o firmă care a pus oferta cea mai bună și acum am semnat contractul de execuție a lucrării și ne apucăm de construcția acestui centru. Mina Ninoasa s-a închis de 13 ani și de atunci toate clădirile au fost abandonate. Fostul primar, Ilie Botgros, a încercat să reabiliteze totul și să facă acolo un muzeu, dar a falimentat la propriu orașul. Acum,
Nicolae Dunca, primarul actual, spune că s-a gândit mult la vârstnicii care sunt singuri, care au rămas în număr mare în toată Valea Jiului și, pentru ei, a accesat un proiect european de 1 milion de euro. Edilul crede astfel că va preveni instituționalizarea bătrânilor rămași singuri aici. Prima zăpadă aduce și primele gânduri legate de Crăciun și cum fără Moș Crăciun și umbrat pe măsură nu există sărbători, am căutat și noi ofertele din piață. Prețurile diferă și de la brazi de plastic la cei naturali aveți de unde să alegeți. Primii vânzători de brazi sunt deja în piața de la Petroșani, iar pomii sunt chiar frumoși. Prețul unui astfel de brad natural ajunge spre 200 de lei, însă totul depinde de cât de mare și bogat este. Spuneți-ne cum merg vânzările, cred că ați venit de câteva zile. Am venit de trei, azi a treia zi, merge cam slăbuț, dar așteptăm să meargă mai bine, că nu, mai este timp. Deocamdată e la început. Ce caută oamenii? Ce fel de braz? Braz mari, frumos, exact ca acesta, așa. Ia uitați. Foarte frumos, stufoși. Cât costă un braz? Undeva la 150. De la 80 la 150. Și foarte frumos. Iar cumpărătorii încă studiază piața. Sunteți pregătită să cumpărați un braz? Nu m-am uit, deocamdată, dacă e prea devreme. Cum vi se par prețurile? Cam scump un pic. Cum, nu, e mai la început. Lasă, e și mai... Cât ați vrea să dați pentru un brad? Păi, nu știu, așa, până la 50 de lei, 1 milion. Primii comercianți au sosit din această săptămână, dar mai sunt așteptați și alții cu alte oferte. După data de 16 decembrie, în piață vor sosi brazi dintr-o pepinieră, direct cu rădăcină, pentru cei care nu vor să strice un brad doar pentru un Crăciun. Da, au apărut în piețele din Petroșani primii comercianți de brazi, după cum vedeți în spatele meu. Sperăm pe săptămâna viitoare să apară chiar și mai mult, după cum s-au anunțat. De unde sunt cei care vin și cu cât vând? Sunt doi locali și încă unul din zona Alba Iulia. Prețurile am înțeles că sunt între 80-150 de lei acum, dar pe viitor vor oscila. Dar dacă nu vreți un brad doar pentru un Crăciun, atunci puteți opta pentru unul de plastic și, în acest caz, oferta este bogată. Sunt brazi de diferite dimensiuni și chiar cu globuri, ori luminițe, și poate fi folosit și în următorii ani. Prețurile brazilor de plastic pleacă de la 100 de lei cel mai mic și trec de 300 de lei pentru unul mai mare cu lumini incluse. Știrile se opresc aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire și mâine la retrospectiva știrilor HD 365. Să aveți un weekend cu zăpadă și căldură în suflet!